Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale gratuite. În acest tutorial voi prezenta o aplicație cu ajutorul căreia vom putea optimiza sistemul de operare. Dar înainte de a începe acest tutorial vreau să vă spun că în descriere aveți două canale la care le voi face promovare. Acele două canale sunt ale unor prieteni de-ai mei și le-am pus în descriere ca să vă uitați și voi peste ele dacă vă place ceea ce fac ei să vă abonați. Ok, hai să trecem la subiectul tutorialului de astăzi și anume cum să ne optimizăm sistemul de operare. Vom folosi aplicația Baidu PC Faster care automat ne adaugă și acest widget pe desktop unde ne spune cât la asta de memorie este folosită și de asemenea și date, cred, dacă nu mă înșel, despre internet. Aplicația o veți putea descărca accesând linkul din descriere, veți avea un link de download. Aplicația, dacă o deschidem, arată în felul următor: imediat, și arată aplicația. Este extrem de simplu de folosit. Aveți aici tabul Quick Check, Cleaner, uh, Speed Up și Virus Scan. Mai puțin să mut acest, acest widget: uh, Cleaner, Speed Up, Virus Scan. Toate, toate aceste taburi fac patru uh, lucruri diferite, și anume Quick Check uh, ne va face. O scanare full a sistemului nostru de operare și va vedea ce îl face să meargă încet, precum programe nenecesare, fișiere care se deschid la startup care iarăși sunt nenecesare și fișiere reziduale. Această scanare, bineînțeles, va dura mai mult chiar dacă este quick, pentru că ne scanează tot sistemul. La Cleaner, de asemenea, avem aici uh, curățarea sistemului, de unde putem, de exemplu, avem și un uninstaller de software, avem și Large Files Cleaner, adică ne va curăța sistemul de fișierele mari, avem Privacy Cleaner și Plugin Cleaner. Avem de asemenea SpeedUp care ne va optimiza sistemul de operare foarte bine, vom putea să ne facem un sistem de operare mult mai rapid prin dezactivarea unor elemente care se deschid în startup și istoric. și De asemenea, Virus Scan ne va scana de virus și calculatorul nostru, avem aici câteva tipuri de scanări, Cloud Scan și de asemenea dacă vrem o protecție puternică de uh, antivirus putem de asemenea să instalăm o aplicație de a lor. Avem aici o aplicație, mai, mai exact aici ne face reclamă la câteva aplicații, avem Wi-Fi Hotspot, adică să ne transformăm PC-ul într-un hotspot Wi-Fi, avem Baidu Browser despre care avem tutorial, puteți să-l căutați pe canal și Faster Neo, iarăși un program care ne face sistemul mai rapid, poate îl voi prezenta și pe acesta într-un tutorial viitor. Deci cam acesta este aplicația, este o aplicație foarte bună, eu am folosit-o și chiar își face treaba foarte bine. Vă recomand și vouă, deci dacă vreți să o descărcați aveți link în descriere și nu uitați de canalele pe care le promovez care sunt tot în descriere. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, la revedere!